Preoților, aș vrea să am un foarte scurt mesaj, să facem o rugăciune cu toții împreună pentru credința noastră. Fratele Silviu s-a gândit dacă este providențial să vorbească din Evrei 11, având în vedere că fratele pastor Adrian Tișe a citit textul acesta și a dat un îndemn la început. Păi, dimineață a fost fratele pastor Moise Ardelean aici, a vorbit din Iuda, despre a lupta pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Se pare că Dumnezeu a îngăduit să avem astăzi mesaje, cuvinte referitoare la credință. Și mă bucur de toate gândurile care au fost exprimate, de toate mesajele prin care am fost apropiați de credința adevărată, credința autentică, credința originală. Apostolul Pavel vorbea despre Evanghelie, care este sumarizarea acestei credințe, și spunea despre ea că este una singură, că nu are nimeni voie să vină să aducă o altă Evanghelie și că dacă cineva ar veni cu o altă Evanghelie, sau chiar un înger, sau chiar el însuși, s-ar răzgândi pe parcurs și ar veni cu o altă Evanghelie să fie anatema, intră sub blestem. Dragii mei, în Evrei, capitolul 11, este lista eroilor credinței și oamenii aceștia au făcut trei lucruri cu credința lor. Lucruri pe care mă rog să ne ajute Domnul să le facem și noi. Primul lucru. Oamenii aceștia au trăit credința și au trăit pentru credința lor și au trăit în credința lor. Toată viața. Credința aceasta este pentru ca să o trăim. Să trăim prin ea, să trăim pentru ea. Și sunt o sumedenie de modele biblice. Începând cu Abel, Enoch, Noe, Avram, Iacov, patriarhii, Sara, că și surorile trebuie să trăiască credința și prin credință, nu? Moise. Credința a fost legătura de căpătâi a trăirilor. Vedeți, în perioada aceasta modernă, în timpurile acestea contemporane, oamenii nu mai trăiesc doar pentru credință. Credința este doar un ingredient al vieții lor și nici măcar esențial. Oamenii trăiesc pentru distracțiile lor, pentru plăcerile lor. Înaintașii noștri au pus credința la căpătâiul vieții lor. Agenda lor de lucru, prioritățile vieții lor au fost orientate, ordonate în jurul credinței lor. Este esențial în vremea de astăzi să trăim în credință și pentru credință. Credința să devină esența vieții noastre. Citirea Scripturii face parte din viața de credință. Rugăciunea face parte din viața de credință. Prezența la serviciile divine ale bisericii face parte din viața de credință. Părtășiile noastre, fraților, și la o cafea, dacă vă trebuie, trebuie orientate în jurul credinței noastre preasfinte, subiectele noastre de discuție trebuie să fie de ordinul credinței, îndemnându-ne la fapte bune. Conversațiile noastre, telefoanele noastre, cât de mult din viața noastră ține
de credința noastră. Oamenii aceștia au trăit pentru Dumnezeu. Au trăit credința în fiecare zi. Stimați tineri, if you do not read the Bible and pray for at least 1 hour a day, you are going to be defeated in your spiritual wars. If you wake up in the morning, and you wake up in the morning, really in the morning, I know most of you are not morning people. But if you wake up in the morning and read the Bible and pray, your mind is going to be full of those verses, of that heavenly atmosphere, and for the rest of the day, you're going to be charged, equipped, empowered, and you're going to defeat the temptations. I tell our people all the time, many young people come to me and say, give me a way out. I'm falling into temptation all the time and I don't know how to break these chains. And you're thinking about breaking the chains. And I tell them, do you pray? Do you read the Bible? Be honest with me. The answer is all the time, no. Maybe sporadically, maybe once in a while. And unfortunately, it's true for most Christians nowadays. We're at the mercy of the preachers. And they look at me and they're disappointed. Because they thought I'm going to give them an incantation or something. Trust me, faith is not about brah. Not about keywords. You say them and you're victorious. No. I know we are in the time of cliches and fancy phrases. Fancy phrases, wherever you get them. They're for your entertainment purposes only. Don't base your theology on them and don't live by them. Read the Word of God and pray at least 1 hour every day and do it in the morning. Prepare yourself for battle because you're going to be attacked. And the only way you're going to be victorious is when you start the day with God. Asta înseamnă a trăi cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, în credință, pentru credință. 2. În Evrei, capitolul 11, ni se vorbește despre eroii credinței care au luptat pentru credință. Credința noastră preasfântă este atacată, este mutilată de multe ori de la amvoanele bisericilor. Atâtea erezii care circulă în creștinismul de astăzi. Și știți care e problema ereziilor? Sună bine, firii pământești. Și mai întâi vine ce este firesc. Știți că atunci când ascultăm un mesaj, prima dată este angajată firea. Dorința omului de a fi făcut să se simtă bine. Și dacă vine predicarul și spune, iubiților, drăguților, scumpilor, popușiților de voi ce sunteți. Băi, se deschide inima la om și pe urmă poți să-i spui toate prostiile din lume, le ia, le bagă în suflet și le crede. Că l-ai gâdilat! Păi nu știți treaba cu, corbul cu cașul în gură. Era o chestie în România. Era un corb într-un pom. Și nu știu ce animal a venit să, vulpe a venit să, și a poftit cașul din gura corbului.
Și cum să pună mâna pe caș, că îl ținea în gură corbul sus în pom și nu putea să urce vulpea în pom. Și se duce vulpea și spune, dragă corbule, știți ce e aia corb? E cioară. Cum zice în engleză la cioară? Crow. Ok. Now, have you ever seen a crow singing nicely? That's horrible. So, the fox goes to the crow and say, oh, I heard you sing once, and I was mesmerized. I've never, ever heard anybody sing so wonderfully. Would you do it for me again? Please, 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 please. I gotta listen to you singing. Guess what the crow did? Believed it. And opened his beak and started to crow, like a crow does. And so the fox got the cheese. Compliments are okay in the church, because Paul would use them every epistle in the first one or two verses, and maybe in the last one or two verses. Jesus started the letters in the Revelation to the churches with some compliments, very few, but he told them the truth. Adevărul, frați și surori, pentru creștinismul de astăzi este lamentabil. Cântăm frumos pe scene, să ne binecuvinteze Domnul Iisus, sunteți superbi, vă laud. Sper să nu scape nimeni cașcavalul din gură. Dar cum cântăm cu viețile noastre de luni până sâmbătă? Cum vorbim, unde privim, ce facem? Pentru că viața de credință implică o bătălie zilnică, o luptă pe viață și pe moarte, inclusiv împotriva învățăturilor false care dau indulgențe firii pământești, dau toleranță firii pământești să trăiască cum îi place ei. Ascultați! Vine cu eroi, cu oamenii de luptă, cu Gedeon, cu Barak, cu Samson, cu Iefta, cu David, cu Samuel, cu prorocii, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în război, au pus pe fugă oștirile vrăjmașii și chiar femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Viața de credință trebuie să fie o viață de biruință spirituală asupra păcatului, asupra ispitelor, asupra circumstanțelor. Dar ascultați, oamenii aceștia nu doar au trăit credință și pentru credință, nu doar au luptat pentru credință, dar au fost gata să și moară pentru credință. Și spune aici așa, Evrei 11:35, partea a doua. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit, îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate prigonii, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. I know every time we look at the young generation, we say we have some pastors, we have some preachers, we have some singers, we have some worship leaders, we have some this and some that among them. And it's true, we look at you as the people that are going to take over from us.
I am telling you from the bottom of my heart, I can't wait. I cannot wait to be even older than I am, to go in a corner of the church and to see you sing and to see you preach and to see you do well, to be successful in taking over the administration, the spirituality, the everything that pertains to the church. We want you to take over. But when I look at you, I also see, and I hope it will be true, for the kingdom of God, for the faith, I'm going to see some blood being spilled, some lives being cut short. I hope, I'm looking at you and I'm seeing some martyrs here, because the world hates you. If the world likes you and appreciates you, there's a problem with that, especially nowadays. See, the Bible says there are two categories of people. There's the holy people that are getting even holier. They're sanctifying themselves. And it is the sinners. They're going even deeper in a life of sin. So the equation is simple. The holy people are getting holier. The lawless are getting even more lawless. So the difference and the distance between these two categories is bigger and bigger. They're further and further apart. Please explain it to me. Why does the church look so much like the world? And the church looks more and more like the world. Why is it? It may be because they're not running as fast as we are running after them in a life of iniquity, embracing their lifestyle. That's why the Bible calls us to repentance, because I am telling you, we're not going to be able to die for Christ if we're not able to live for Christ right now. So we appreciate your sacrifices. We know how much you work. It's impossible to sing the way you sing if you don't have a lot of rehearsal, a lot of practice, I'm looking at these two women. They must lose a lot of nerves here trying to make it happen. It's tough. But it's wonderful. And when you reap the awards of being appreciated, being loved, edifying the body of Christ, creating such a wonderful celebration of youth, when you do that, with more love than any of us, God looks at you and He's enjoying it. But His presence, of which we've heard before, you need to be aware of it tomorrow and the next day and every minute. And guard your mouth, guard your mind, guard your wardrobe, I say many times. Be careful what you do and where you go, what you watch and what you listen to. Because whatever you're going to put in is going to come out. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în rugăciunea aceasta vă rog să ne rugăm pentru tineretul și copiii casei lui Dumnezeu.
să ne rugăm ca Domnul să-i umple cu puterea Duhului Sfânt, să pună în ei o pasiune sfântă, să-L slujească pe Dumnezeu cu scumpătate și din toată inima și să ne ajute pe noi, care suntem mai în vârstă, care suntem părinți, care suntem bunici, să fim un exemplu demn de urmat pentru ei. Să fim modele de rugăciune, de viață sfântă și curată pentru copiii noștri. Ne rugăm și pentru familiile brici care sunt îndoliate în aceste zile. Venim cu toții înaintea Domnului în rugăciune.